Bună ziua, bună ziua, bună ziua la boieri, la boieri. Ce-mi place că îmi bate el în perete. Bună ziua la boieri, boieri mari și boieri mici și voi, domnișoare fine, dați-vă lângă ferestre sau lângă perdele și ascultați-vă râbele. E așa că m-am prostit în toiuverii, numai eu pot să vin cu uratul. Mi-aduc aminte când lucram în radio, bineînțeles că acuz deschide tot aici, când lucram în radio și am avut eu așa o perioadă de vară foarte faină și se făceau playlisturile oarecum automat și mai ieșeam la fumat, da? Băgam așa un set de 7, 8, 10 piese și ieșeam la fumat. Și au intrat tăti alea de Crăciun. Ce era iulie, o căldură, oamenii mâncau cireșe, sugeau la înghețate, lingeau toate chestiile și la Radio Nord-Est s-auzeau colinde. Tis a season to be jolly, la 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 la. Până m-a sunat șeful direct. Băi, dar tu știi ce rulează pe radio? Eu habar n-aveam, că eram la cafea și la fumat. Și ce rulează? Ce colinde, bre. Bine! Salutare, Ravena! Sper să fie mai frumos, neața, sărmâna, să fie mai frumos decât la noi. A început de ieri să plouă cât un strop. Acu a stat. Poate e mai frumos la voi decât la noi. Bine ai venit, hai să începem și ziua de azi. Am început cu colinde, cu urături, da? Azi suntem în 28 iulie. E ca să duce vara, acușica. Acușica se duce vara asta. Am avut două săptămâni de vară sau o săptămână de vară cu căldură insuportabilă, după aia au venit ploile din nou. Meh. La ce putem să ne așteptăm? Ce e interesant azi? Sfântul Irineu, episcop martir în calendarul romano-catolic, aflarea moașterilor sfinților mucenici, doctor fără arginți în calendarul ortodox. Bine că e cald la voi. Lasă că și la noi a fost cald și ne-am plâns. Cui spune la mulți ani? Prințul Hussein bin al-Abdullah, moștenitor al Iordaniei, Bogdan Stancu, fotbalist român. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Sergiu Celibidache, da. S-a născut Sergiu Celibidache în 1912, aici, în Roman. Localitatea în care n-a stat foarte mult, dar în continuare e romașcan, e de Acilea. 30 de grade, frate, ia auzi. Rău o duc unii. Bravo! În 2001, Slobodan Milošević, președinte al Serbiei, este deferit tribunalului de la Haga sub acuzația de crime împotriva omenirii, da? Iugoslavia a fost exclusă din blocul comunist, se făcea și pe vremea aia. În 1982 a avut loc în România vizita lui Richard Nixon, fost președinte al Statelor Unite. Și cam atât. Astea ar fi foarte, foarte, foarte pe scurt evenimentele importante care au avut loc de-a lungul vremii. Bine ați venit la Roman 24, pot să zic și eu acum, în sfârșit, bine ați venit la Roman 24, nu uitați să ne urmăriți pe... Ba da, zic și de Bud Spencer, ai răbdare, acum era, mete, dacă nu mă crezi... Băi, ce-mi plac oamenii ăștia! Uite-l, acum era subiectul. Da? Că am trecut pe evenimentele importante și vreau să ajung la un eveniment... Băi, neața, Răzvan... Că vreau să vă zic să ne urmăriți pe Roma 24, dar dacă sunteți pe net și vorbim, deja faceți chestia asta și ar fi inutil să vă zic. Că ne puteți urmări și pe YouTube, că ne puteți urmări și pe Twitter, peste tot suntem Roman 24 online, căutați logo-ul galben, dați și voi acolo like, share, subscribe, eu știu ce naiba să face ca să creștem și noi. Ca să creștem. Că am vorbit de Sergiu Celibidache și că s-a născut Sergiu Celibidache în Roman și că ne-a afectat pe noi istoria, ne-a afectat nouă istoria locală această personalitate. Neața, Andrei,
Hai să ajungem și la părți mai puțin plăcute. Noi aceștia care avem undeva între 35 și 40 de ani, poate hai să zic 30 și 40 de ani, dacă nu știu ăștia mai micuți exact cât știu ei cine a fost Bud Spencer. A murit, frate, Bud Spencer, la 86 de ani. Am să stau acum să mă vedeți cu lacrimi pe obraz sau mai știu eu, bă, știi ce nenorocire. E o nenorocire, într-adevăr, un actor cu greutate și la modul serios. Vorbim de piedone, da? Și din păcate e piedonele greșit ne-a părăsit astăzi. Piedonele, nu ăla pe care îl cunoașteți voi că vi-l prezintă televiziunile, de vi-l, v-au nebunit cu el că e vinovat, nevinovat, moral, nemoral, candidează, nu candidează, trebuie închis, nu trebuie închis. Vorbim de adevăratul piedone, piedone ăla care m-a făcut pe mine să îi dau un pumn în cap unui prieten la o beție. Dacă e să mi-aduc aminte de el, așa mi-aduc aminte de Bud Spencer. Că mă îmbătasem la un moment dat când aveam vreo 17-18 ani, da? Și am dat un pumn în cap unui prieten pe care îl chema pe care îl cheamă și acum, că n-am murit, Ștefănel. Dar la cheful ăla cum eram eu luat, mi-am adus aminte că Bud Spencer făcea chestia asta. Da? Și am vrut să-i arăt și lui ăla că se poate. Ăla nu era mai treaz decât mine, plus că avea și 15 kg, cred că săracul băiat la vremea respectivă. Neața, Paul. 15 kg avea săracul la vremea respectivă, eu tot așa mărișor și atunci și uite frate, amintiri cu Bud Spencer sau despre Bud Spencer, piedone, de pe vremea când eram eu tânăr. Ăștia mai micuți nu cred că au auzit el, n-au auzit ei de pentru un pumn de ceapă. Da? De exemplu. Dacă n-ați văzut filme, piedone, piedone, penil, în fine, căutați seria cu piedone. Vă rog, căutați seria cu piedone. Căutați-o și urmăriți. Deci, filme mișto, adică, na, nu vă așteptați la cine știe ce efecte speciale, că nu exista pe vremea aia. Mi-aduc aminte la Super Polițistul, se vedea clar cum nene ăla-i pus acolo pe, să fugă repede și să sară pe geamuri și era pe cromă. Da, se vedeau contururile alea. Dar filmele în sine aveau chiar și o istorie, aveau chiar un scenariu, aveau niște glume foarte faine și omul ăsta, deci nu era un actor extraordinar, că ați spus serios, el a fost sportiv de performanță, nu actor, a reușit totuși să dea viață unor personaje super mișto. Super, 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 super. Și chiar vă recomand să vedeți filme cu Bud Spencer. A decedat la 86 de ani, ieri după amiază, și că alături de familie, ultimul cuvânt a fost mulțumesc, a spus Giuseppe Pedersoli, mamă ce nume italian, fiul actorului Bud Spencer, născut cu numele de Carlo Pedersoli. Potrivit la Republica, Bud Spencer... Vai de mine, reclamele astea mă omoră. La Republica, Bud Spencer, născut pe 31 octombrie 1929 în orașul italian Napoli, a decedat într-un spital din Roma. Hai să vedem niște filme, ca să știți ce să căutați pe net, da? Primul său rol a fost în 1950 în producția Quel Fantasma di Mi Marito. Da? Pe urmă s-a întâlnit el cu Terence Hill. Neața, Iuliana, nu mai știu cine mi-a zis, că n-am cum să dau scroll să văd cine mai zice, ce mai zice. Neața, 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 ok. S-a întâlnit cu Terence Hill, frate. Și ăștia de-au făcut un cuplu aproape la fel de cunoscut ca și Fred și Barney sau Stan și Bran. Este? Păi au lucrat împreună, mă. Și au lucrat în Hannibal în 59, Ace High în 68, Boot Hill în 69, Blackie the Pirate în 71, All the Way Boys în 72, Crime Busters în 76, Miami Super Cops în 85, Troublemakers în 94. O grămadă de alte filme, seria Piedone în 73, 75, 78, 79, care l-a făcut celebru. Cine n-a auzit de Bud Spencer, vă rog serios căutați filmele cu Piedone, piedonele de adevăratele, frate. Ăla care putea să dea un om de pământ dându-i un pumn în cap și cu sunet de ăla. Ei, asta e, nu știu, să fii un personaj atât de cunoscut încât să rămâi după atâția ani, să rămâi în mintea cuiva.
Eu mi-aduc aminte că s-auzea. Cum apare ăsta cu pe ecran, asta s-auzea. Și dădea pe aia peste cap așa, că le dădea la ceafă. Țineți minte chestia asta? Îi pucnea pe aia în ceafă și îi dădea peste cap. Neața lui Ige. Neamța. Trademark deja. Da, cam asta e. Dacă aș putea să-mi aduc aminte de filme cu Bud Spencer. Mai era ăla cu extraterestrul ăla micuț, aia nu-mi aduc aminte cum dracu se, nu-mi aduc aminte cum se chema filmul ăla. Cu puștiul ăla extraterestru care avea el o chestie și făcea nu știu ce. Ține care vă aminte cum se cheamă filmul ăla? Chiar aș vrea să-l mai văd. Dragi tovarăși și prieteni, avem noi, ca români, motive să fim mândri. Băi, ieri am avut o discuție super interesantă, contradictorie, evident, cu prieteni virtuali de pe Facebook, cu Egidiu, ești după grupul Romașcanilor, da? Acolo mai nu activez, dar acolo mai intru, acolo mă mai cert cu oamenii. Zice că e grupul Romașcanilor și eu mă consider romașcan. Nu, că chiar sunt romașcan. Și acolo mă mai cert, da? Că mie îmi place să vorbesc în contradictoriu cu Egidiu, cu Dancău și cu Ciprian Mancaș, administrator, moderator, administrator, spuneți cum vreți, că nu știu exact care e rolul. Când zic că nu vreau să fiu ironic, chiar nu știu care, cum se numește, moderator pe Facebook sau administrator de pagină, de grup, nu știu ce e acolo. Și bineînțeles că acolo mă iau la harță cu oamenii și vorbim de una, de alta, de dacă, hai că îi fac reclamă grupului ăsta, nu e așa? Pentru că suntem romașcani. Și activez și acolo mă cert cu oamenii. Bă, și zic, noi ca români, la un moment dat îmi pică chestia asta, avem noi așa senzația asta că noi suntem mai buni din curtea școlii și tocmai din cauza asta ne invidiază lumea. Bă, suntem de super deștepți, ca urmare lumea ne invidiază și ne boicotează și ne sabotează. Suntem super meseriași și ajutăm pe toți, tocmai din cauza asta ne-au luat toți de proști. Și ne creăm noi singuri așa o statuie cu un pedestal mare și frumos pe care urcăm singuri, pentru că nu ne ridică nimeni, tot se uită la noi și ne văd exact cum suntem, săraci și puturoși, cum a zis un amic de-al meu, da? Puturoși și când zic nu vreau să jicnesc pe nimeni, să jicnesc poporul român, dar suntem puturoși, frate, dacă într-un sfert de secol n-am făcut nici măcar o autostradă completă care să fie funcțională, nu poți să-i spui poporul ăsta decât că e leneș, da? Dar știi, și ei, cei din afară, ne văd exact cum suntem. Noi nu ne convine cum ne văd ei. Nu ne convine cum ne vedem noi. Da? Noi suntem deștepți, frumoși și super harnici. Și super inventivi. Tocmai din cauza asta ne urăsc toți ceilalți. Suntem un fel de americani, numai că ăia chiar au și o țără de putere. Noi suntem și săraci și amărâți și vai de curul nostru, ca să zic. Da? Dar ne place să spunem că suntem buni. Și atunci când nu ne ține pe noi nici istoria, nici prezentul, nici viitorul, ne creăm noi niște imagini ca să ne facă să ne simțim mai bine, uitând că, de fapt, ne mințim cu succes și că nu ne ajută cu nimic. Și despre asta a fost discuția de ieri de pe grupul Romașcanilor. Da? Că, zic, se vorbește de credință multimilenară, credință ortodoxă, creștin-ortodoxă multimilenară. În România. Da? Adică noi eram creștini chiar înainte de să naște Iisus. Dacă sunt ironic, da? No, avem și noi vreo mie de anișori de când suntem creștini, nu ortodoxi, creștini. Pe urmă a venit și ortodoxismul. Printre cele mai vechi biserici creștine din România, undeva prin anii 1000, înainte puțin, 980 și 900, da? Deci nu există multimilenară. Dar e o chestie pe care ne-am impus-o noi mental ca să spunem că suntem buricul pământului, buricul creștinismului aici, în România. Samuel Olțes era creștin, dacă ne gândim bine, dar suntem din aia dacofagi. După aia, iarăși, vă spun exact ce am zis și pe grup, știi? Și bag seama că oamenilor nu le convine când le arăți realitatea. Oamenilor le place să se mintă, singuri. Cum se cheamă? Victoriile spectaculoase ale domnitorilor români. Măi, au câștigat niște lupte. Corect, nu războaie. Nu, niște lupte.
A, că au avut nu știu ce șanse și că a prins cu tropitori într-o zonă pe care ea nu cunoștea. Ok, acolo s-a câștigat o luptă, nu un război. La final am pierdut pe linie, aproape constant. De-aia am și fost vasali mereu și s-a plătit tribut mereu în toate principatele române și acum se plătește tribut, dar la alte puteri. Noi n-am învins niciodată, practic. N-am câștigat niciun război. Singurul moment în care am fi putut să câștigăm un război, am întors armele la 23 august. Și l-am pierdut și pe ăla, practic. Noi, deși am fost și de o parte și de alta, am încercat noi acolo o variantă, dar am pierdut pe ambele părți. Da? Și acum la fel. Ce să... Deci, practic, nu avem o istorie extraordinară. Da, avem în istorie oameni deștepți care au făcut niște chestiuțe. Nici ei la vremea lor n-au fost recunoscuți. De ce? Pentru că fiind o țară puternică, n-au fost recunoscuți. Păulescu, nu știu, Marie Coandă, n-au fost ei extraordinar de recunoscuți la vremea aia. Au trecut niște zeci, sute de ani și pe urmă. Îmi pare rău că deranjează opinia asta, dar dacă e să vorbim pe adevăruri istorice, o națiune. A, uite, mulțumesc că am aflat și cum se cheamă filmul. The Sheriff and the Satellite Kid. Ăla, da, vreau să-l mai văd odată. Bun, și acum zic, mai avem un motiv de mândrie, pentru că papa, bre, nu orice râtan de polițist român, papa a folosit un logan în timpul vizitei în Armenia. Băi, și nouă ne-a crescut inima în piept, uite așa. Și după aia mă uit mai atent la loganul respectiv. Nu e Dacia Logan, e Renault, are sigla Renault. Renault Logan. A, băi, aceeași chestie. Nu e aceeași chestie. Dacă era Dacia, ar fi fost făcută în România. Dar fiind Renault, Logan a fost construită în Franța. Nu e a noastră. Nu, în Franța, da? Sub firma franceză, că dacă ar fi fost să scrie Dacia, logo-ul ăsta urât pe care îl are Dacia acum, da, frate, m-aș fi bucurat ce. Ia uite, frate, papa a renunțat la papa mobil și la papa pantofi și la papa baston și a mers cu papa Dacia. Da, nu, a mers cu papa Renault Logan, papa Loganu, da? Alb care este. Super spălat, super frumos, doar că e Renault. Nu e Dacia. Păi, aceeași firmă, nu e chiar aceeași chestie, m-am explicat mai devreme. Dacă era făcută la Pitești, da, mă bucuram, da, așa a fost făcută în Niger sau nu știu unde, dracu. Papa Francesc a folosit în timpul vizitei sale apostolice în Armenia o mașină oficială, zic ăștia de la gândul, Dacia Logan. Nu e Dacia Logan, e Renault. Suveranul pontif a sosit vineri 24 iunie la Erevan, la ora locală 13, scrie Radio Vatican. Și aici Radio Erevan ar trebui să zică, ce mașină a folosit papa în vizita în Armenia? Singura! Singura din Armenia! Râdeau ăștia pe Facebook, am râs. M-au amuzat. Deci oamenii de pe Facebook, pe cuvântul meu, că i-aș invita pe câte unul aici să stăm de vorbă, să râdem împreună. Sunt vreo doi cu care aș râde cu lacrimi. Uite, și Luigi la fel. Și dacă era, ei noștri mergeau cu Mercedes-ul. Și că râde toată patriarhia română de el. Dacia, bre, mergi cu Loganul, dă-o în măsa pe gheață. Dacia, cum să mergi cu Dacia? Dar ce cu Dacia? Cu Loganul? Hai să zic Dacia în continuare, că, na, să ne simțim și noi mai bine, nu? Mergi cu Dacia, bre, n-ai avut bani, dita papa de la Roma și n-ai avut bani să-ți iei și tu un Mercedes ultimul tip sau un BMW. La nevoie mai dai afară din casă niște enoriași, le dărâm casa ei pământul și ți-o o mașină nouă, bre. Asta e, Biserica Catolică nu face din astea. Ups, ghinion, ci că numai românii, numai ortodoxii fac așa ceva. Nu mă bag, nu mă pricep. Dacă erau doi noștri, mergeau cu Mercedes-ul. După ceremonia oficială de bun venit de la aeroportul internațional, papa Francisc a fost preluat cu un Logan și a făcut o vizită de rugăciune la Catedrala Armeană Apostolică din Etmiadzin, dintr-un oraș cu E. La ora locală 18, suveranul pontif a mers la Palatul Președinției, tot cu Loganul, pentru o vizită de... Nu mai putea să deschidă portiera, probabil, de aia, pe interior. Și a zis, bă, frate, dacă tu nu poți să cobori, să merge cu mașina asta în continuare. Da? Sau nu mai puteau să oprească motorul.
Excelență, ce facem? Cum e? Nu știu, excelență îi se zice. Sanctitate, da? Nu mai putem opri motorul și nici frâne nu mai avem. Trebuie să mergem în continuu. Până unde mergem? Băi, unde suntem acum? Păi în Exmenistan, da? Și dacă nu puteți opri motorul, că na, defect de, cu probleme, eu zic să mergem până la Erevan, că până să termină benzina. Și să opri ea la un moment dat. Și am mers la Palatul Președinției, tot cu Loganul, pentru o vizită de curtoazie la președintele țării. Trebuie să învăț nume. Sargian. Scuzați dacă și ei au aceeași problemă cu numele noastre. După care, suveranul pontif a adresat un discurs autorităților, societății civile și corpului diplomatic, probabil tot din mașină, dar a reușit să coboare puțin geamul, ca să le urle prin crăpătură. În toate cele trei vizite, zile ale vizitei, papa a folosit Loganul pentru deplasările sale. Eu ce am zis, că nu mai puteți deschide portiera, săracul om. Acum nu râd, nu vreau să facem panoramă, da? Facem panoramă pentru că dacă e să mă iau după ce am văzut în străinătate, Dacia, nu o să vă vină să credeți, este una dintre mașinile cele mai cumpărate în zona în care am locuit eu cel puțin, acum nu știu. Și nu de către români, evident, pentru că noi mergem pe ideea asta că dacă e românesc e prost. Am mai spus și în alte emisiuni, dacă e românesc, neața Mariana Sărmâna, dacă e românesc, e prost. Dacă îi daci, bă, nu-mi iau dace că e proastă. Bă, o fi, nu mă pricep, n-am avut niciodată dacie. Dar mă gândesc că toți britanicii care locuiau în zona în care am locuit și eu în Spania, acum nu știu dacă mai locuiesc săracii că au ieșit din Uniune, aproape toți aveau Duster sau Stepway. Și am întrebat pe câțiva, nu vă supăr, ca și cam bancul ăla cu Dacia 1300 care oprește lângă un Lamborghini, da, sau Ferrari și îi face la sens să dea jos geamul și dă puțin geamul. Și ăla cu Lamborghini coboară geamul și ce? Auzi, nu te supăra, ești mulțumit de mașina asta că n-am prea văzut să-și cumpere oamenii. Da? I-am întrebat și eu, evident, pe oamenii ăia, pe britanici, zic, bă, nu vă supărați, sunt ok mașinile astea, eu mi-am luat Renault, că na, de asta am avut bani, mi-am luat Clio. De asta am avut bani, asta mi-am luat. Dar voi cu Stepway-ul, cu Duster-ul, sunteți ok? Vă convine? Și oamenii au zis, frate, de departe, raport calitate-preț, super fain. Adică nu costă mult, nici nu mă aștept la mult de la ea. Da? Face exact ce trebuie să facă. Pornește motorul, se învârt roțile. Volanul face stânga-dreapta și roțile la fel. Țavă! Mai nu mă aștept să prind 500 pe oră, nu mă aștept să aibă demaraj nu știu de care, nu mă aștept să mănânce 500 de grame la 100 de kilometri. Face exact ce trebuie să facă pentru banii ăștia. Și foarte bine. Și băi, succes, mă bucur că măcar voi gândiți la fel. Pe de altă parte, mă uitați românii din străinătate și au luat BMW-uri. BMW-uri cu portieră care să suge, n-ați văzut-o pe aia de pe net, am râs cu lacrimi. Și zic, bă, cât de proști sunt oamenii. Și după aia m-am gândit, nu oamenii, mă. Românii, mulți dintre ei, acesta este sunetul unei portiere care se suge. Da, vorbind de soft closing sau cum dracu se cheamă, de la BMW. Face clink, da? E un sunet acolo, clink, și se treacă, face ceva în portier. Soft closing, parcă se numește, n-am idee. Și îmi place tipa. Aceasta, dragilor, este sunetul unei portiere care se suge. Păi să mor, tu ce deșteaptă ești, frate, și ți-ai luat și BMW din ăsta. Cu portiera care se suge. Dă-i o Dacia lui tante aia și să vezi ce review îți face la ea. Acesta este sunetul unei portiere care se închide de mai multe ori, până când reușești chiar să o închizi. Clink, 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 bună dimineața, clink, 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 Daniela, bună dimineața, bună Dimi. N-am mai avut neața. Bună Dimi, hap și pe rând 2, neața. Mai iau puțin de cazul cu Andreea, scriu tot ăștia de la gândul o chestie. Înregistrarea primului apel la 112 în cazul lui morții lui Dan Condrea e dureros să auzi o înregistrare la 112. Oricum ai luat. Deci n-am să vă spun înregistrarea efectivă, dar aș
putea să mă gândesc la că pe fundalul înregistrării, deci e vorba de tante care spune că, băi, un accident s-a întâmplat, veniți repede și așa mai departe. Era mișto că dacă ascultați cu mare atenție, să vedeți dacă, să auziți, sau să vedeți, dacă nu cumva pe fundal se aud indicații de genul, așează-l, mă, mai așa, ca să se lovească cu pieptul, să aibă pieptul pe volan, așa, pune-i capul mai încoace, vezi că i-a rămas o bucată de față, dă-i cu lampa pe ea, da? Vorbim de cazul Condrea, de nerecunoscut, nevastă sa l-a identificat după haine. Da? Și e mișto că asta când vorbește la telefon, unul, super accident aici la Corbeanca, vă rog, trimiteți o salvare, că e un nene cu mașina învârtită în jurul unui copac, etc., etc., da? Și pe fundal să se audă indicații, așează-l mai așa, vezi că ia târnă mâna, nașpa, pune mâna pe volan, așa, da? Hai, domnul Condrea, urcați în mașină, că trebuie să plecați repede de aici. Da, asta ar fi fost mișto să se audă pe fundal. Gata, domnul Condrea, să-ți, v-ați făcut bagajul? Păi da, ce faceți? Pantofii nu-i dați? Lăsați și pantofii, doamne, trebuie să-l încălțăm pe ăla care e la volan. Păi după ce să vă identifice, doamna? Hai! Eu fac parte dintre persoanele care cred cu tărie că ăsta, Condrea, e undeva la o cafea prin Caraibe. Nimeni nu face niște miliarde și după aia moare. Da? Și o să mă întorc iară la povestea cu... L-a văzut cineva pe Dinu Patriciu mort? Efectiv mort, să-l împungă cu degetul? Nu! Be! Pe ăsta l-a văzut cineva mort, 100% convins să fie că el? Punctul meu de vedere. Punctul meu de vedere. Așa, deci... Există înregistrarea primului apel la 112 și există și posibilitatea să-l ascultați. Ascultați-l să vedeți ce se vorbește atunci când cineva sună la 112. S-a vorbit mult oricum. Dan Condrea a murit pe 22 mai după ce mașina pe care o conducea a ieșit uimitor de pe carosabil. A lovit mai mulți copaci în Ilfov, pe drumul ce leagă localitățile Buftea și Corbeanca. Imediat după impact, lângă mașina patronului Hexifarma, a ajuns Gabriela Pelin, o femeie care trecea cu autoturismul prin zonă și un biciclist, întronind astfel numărul ideal de martori. La puțin timp, un al treilea martor a fost un polițist din localitatea Periș, care trecea prin zonă cu mașina de serviciu. Și există și martorul legal pe care prea puțină lume îl poate pune la îndoială. De ce? Că e polițist. Bun. Băi, știți că a ieșit, de când n-am făcut eu emisiunea asta, de câteva zile, s-au întâmplat niște chestii. România a fost scoasă cu succes din campionatul european de fotbal. Nu că ar fi o noutate. Zic doar că n-am mai făcut emisiune de mult. Da? România a ieșit din campionatul european de fotbal și nu la modul plăcut. Pe România au înjurat ăștia la intrarea în țară și au mai ieșit și englezii din UE. Da? Las la o parte toate glumele care s-au făcut. De fapt, am să mă opresc doar la câteva. Odată cu ieșirea Marii Britanii din UE, citesc din memorie de pe internet, odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, Uniunea a pierdut 85% dintre femeile urâte. Ne-a picat steluța. Da? Primiți cu steaua. Da? Etc., etc. Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană m-a făcut pe mine să mă iau la harță cu mai tăți prietenii. Și amicii, și oameni care se cheamă că sunt analiști. Economici, politici, etc., etc. Eu nu sunt nici de unul, nici de altul, dar cum se cheamă, băgător în seamă. Dătător cu părerea, îs eu. Și m-am mâncat, pentru că peste toate am puncte de vedere, dar mai sunt și troll din când în când, că îmi place să văd că oamenii se enervează. Neața Ovidiu, Ovidiu Galeș! Mă, pentru care, nu se poate să nu vă arceți aminte de Ovidiu Galeș. Uite-l pe Facebook în momentul ăsta. Neața Tovule! Aleu, ca pe vremuri. Coleg de radio. Ovidiu Galeș. Ce spuneam? Că mai sunt și troll. Mie îmi place să oftic oamenii. Sunt unii care se pornesc așa, dar se pornesc greu
Trebuie să-i împingi și când se pornesc, apoi nu mai opresc. Așa că iau pe un prieten și zic, bă frate, eu mă bucur că au ieșit ăștia. Și sper ca și România să facă la fel. Atât e trebuit omului. 3 ore de analiză politică. Sincer, 3 ore de analiză politică în care i-am băut o bere, i-am mâncat mâncarea omului că avea niște chestii în față, își cumpărase, își comandase el niște, nu știu ce erau, chipsuri sau ceva, el a vorbit, eu i-am mâncat. N-aveam un ban, puteam să i-am băut și berea. Adică, înțelegeți? Dacă vrei să mănânci și să bei pe gratis, găsești unul din ăsta, îl inviți la o bere, el face comanda, tu zici că nu vrei nimic până unul că te-ai răzgândit, el își comandă, îi spui, bă, sper ca România să iasă din Uniune, frate, că nu ne ajută cu nimic. Și după aceea trebuie să taci, că el se apucă de vorbit și vorbește în continuu 3 ore, timp în care tu îi bei berea și îi mănânci mâncarea. Și dacă nu e atent, îi iei și femeia la o tură cu mașina. Și când te întorci, el încă vorbește despre avantajele Uniunii Europene. Nu că aș face eu vreodată așa ceva, dar zic că e mișto să vezi pe cineva că îi se fac venele așa pe gât, pe frunte. Uniunea Europeană, mă, britanicii au ajuns la concluzia că nu le e bună. Parte dintre ei. Parte au ajuns la concluzia că habar n-au avut ce au votat. Aproape ca în România. E, se vorbește acum, stai așa că altceva vreau să ajung, se vorbește acum, unde ești? Că se face, se semnează petiții pentru un al doilea referendum în Marea Bretanie. Da? Un al doilea referendum prin care britanicii care au votat în necunoștință de cauză să aibă șansa să mai voteze o dată. Corect? Datura asta ce ar vota să rămână, nu să iasă. E, un parlamentar britanic a dezvăluit că petiția ce solicită un al doilea referendum privind apartenența Marii Britanii la Uniune este investigată în privința adăugării unor semnături frauduloase. Această petiție adunase duminică după amiază peste 3 milioane de semnături și au apărut informații că 10 de mii de semnături sunt potențial false. Multe dintre ele venind din Tellermanshire. V-a plăcut asta? E, vă așteptați la asta ceva? Nu! Au învățat britanicii că în România există o zonă care se numește Tellerman. Și au adoptat-o imediat. Noi, ca români, conform, dacă e să mă iau după campania Gândul, adoptă un Romanian, de ăsta care a decis să rămână în Marea Britanie, au învățat englezii că în România există o zonă în care semnăturile se mulțesc și care se numește Tellerman. Da? Iei o petiție cu 3 semnături, o treci prin Tellerman, de pare că atingi o drac la lui Arsenie Boca, frate. Și la ieșire din Tellerman sunt 500 de mii. Deci sunt zone în care există anumite entități, există anumite energii, da, cum e Sfinxul, cum e platou, nu știu care naiba, corect? Cum e zim. Triunghiul Bermudelor în Triunghiul Bermudelor, da? Există zona asta la noi unde intri cu un număr minim de voturi, treci prin Tellerman și milioane la ieșire. Nu mă întrebați cum. E, atunci au învățat și englezii să facă treaba asta, da? Și au făcut imediat o zonă care se numește Tellermanshire, undeva pe lângă Londra, și au trecut petiția asta pe acolo. Și brusc s-au făcut 3 milioane de semnături. Bravo, bă! Bună treabă! Helen Jones, președinta Comitetului pentru Petiții, a spus că autoritățile parlamentare investigează potențialele semnături frauduloase. Ea a declarat că cele descoperite ca fiind false vor fi șterse, iar cele care fac așa ceva subminează cauza pe care pretind că o sprijină. The Guardian subliniază că petiția ar trebui semnată doar de către britanici, însă se cere pe site-ul ei doar să se bifeze că semnatarul are sau nu cetățenie britanică și să se furnizeze un cod poștal. Bun. Interesant este faptul că petiția a fost inițiată de un susținător al taberei Leave, adică al lor care a vrut să iasă din Uniune, care spune că a făcut acest lucru cu o lună în urmă când se părea că la referendum se va vota pro-UE și că inițiativa sa prematură a fost deturnată. Mă, nu e o noutate că nici oamenii n-au înțeles nic la ce au votat ei acolo. Și că mulți dintre ei au votat mergând pe ideea, bă, nu mai vrem imigranți, de fapt. Corect? C-
că asta a fost principalul motiv pentru care britanicii au votat să iasă din Uniunea Europeană. Că a venit altă putere mondială, nu mă întrebați de ce, da? Care i-a obligat pe britanici să accepte o cotă de imigranți. Nu vorbim de... Glume peste glume. Bine, mă, frate, dar voi ați colonizat jumate de glob. Acum vă temeți de imigranți? Păi să-i voștri, vin de la voi. Glumă cu India. Adică, cum, dacă puteam renunța la Marea Britanie doar votând? Noi i-am avut pe cap 150 de ani și ne-au nenorocit. Ne-au omorât. Puteam să votăm și gata? E ca în gluma aia cu Iisus și cu Papa care și-a dat demisia. Papa, ales de Dumnezeu, își dă demisia. Iisus pe cruce, cum? Puteam să-mi dau demisia, adică? Să scap de toate astea? Ar fi fost foarte ușor. Ei, altă glumă de pe Facebook mi-a plăcut, de pe net, mi-a plăcut în mod special asta. Imaginați-vă că în următorul film cu James Bond, tot filmul ăla o să fie cu James Bond în vamă, pe Charles de Gaulle, în Franța, încercând să intre în Uniune. James Bond, ăsta o să fie tot filmul, da? Aterizează pe Charles de Gaulle pe aeroport și tot filmul va fi cu James Bond cu 007 stând la coadă pentru viză. 2 ore. Atâta durează filmul. Da? James Bond la coadă, cu pașaportul în mână. Bună ziua, bonjour, bonjour. Cu ce ocazie în Uniunea Europeană? Păi afaceri sau plăcere? Frate, aveam afaceri și plăcere, acum nu mai am nici de una nici de alta, că în orele care mi-au trebuit ca să intru în Uniune, am dat faliment și s-a dus dracu și plăcerea. Auzisem că franțuzoaicele sunt tinere și frumoase, între timp au îmbătrânit toate, cât am stat la coadă pentru viză. Ăsta va fi următorul film cu James Bond. El 2 ore la coadă ca să intre în Uniune. De aceea, rușii s-au gândit să-i vină în ajutor lui James Bond și vor să inventeze teleportarea până în 2035. Rușii vor să inventeze teleportarea până în 2035. E adevărat că la ce țară oia le-ar trebui teleportare, dar să nu uităm că până și în Rusia, unde faci săptămâni întregi cu trenul, și ajungi și la destinație. Plus că atât e normal să faci acolo cu trenul, că distanțele foarte mari. La noi faci săptămâni cu trenul de aici până la Bacău. Dar nu le-ar trebui, într-adevăr, teleportarea. Una dintre cele mai impresionante tehnologii din universul Star Trek, imaginat de Gene Roddenberry, este teleportarea. Apropo de teleportare, altă glumă de pe net, mi-a plăcut. Era scris pe peretele unui WC, unei bude publice. Scotty, nu mă teleporta, mă cah! Și era o linie în sus. Îl luaseră deja pe ăla în timp ce... Nu mă teleporta, mă... Da? Aia m-a abuzat. Așa, Rusia crede că un astfel de sistem de teleportare poate fi dezvoltat până în 2035. Pare ceva fantastic. Astăzi au avut loc experimente de succes la Stanford la nivel molecular, a declarat Alexander Galitsky, un cunoscut investitor în sectorul tehnologic din Rusia. Mare parte din tehnologia pe care o avem astăzi este inspirată din filmele SF de acum 20 de ani, a spus el. Da, logic. Include dezvoltarea unui limbaj de programare rusesc. Adică, hai ca să vă lămuresc, să spunem că vrei să te teleportezi de aici în, nu știu, Jamaica, să iei un kil de iarbă. Da? Și te duci la terminal, că va fi un terminal, zic ăștia undeva. Va fi un terminal pe viitor, te așezi pe platformă și introduci datele și n-ai să poți, bre. De ce? O să fie în rusă. Câți dintre noi mai cunosc rusă? Sau cunosc rusă. Ai vrea să fie în engleză, pentru că nu e așa, engleză este a doua cea mai, dacă nu cumva chiar a treia cea mai folosită limbă la nivel internațional. Nu. Ca număr de persoane care o vorbesc, că vine chineza, spaniola și pormă engleza. Da? Deci, nici măcar engleză nu o să mai fie. De ce? În Uniunea Europeană deja se stabilește să se vorbească franceză ca limbă oficială. De ce? Pentru că Marea Britanie nu mai e în Uniune. Ce înseamnă asta? Că, frate, am cam spart balonul, pentru că eu, de exemplu, nu vorbesc deloc franceză, eu vorbesc engleză. Vorbesc engleză, vorbesc spaniolă, înțeleg italiană.
Înțeleg o țărucă de franceză. Trei joli, he, we, m, a, voulez-vous coucher avec moi. Și cam atât. Și cât costă? Aș putea întreba, dar fac gestul, da? Cât costă? Voulez-vous coucher avec moi? Păi, da, cât face? Că eu te rezolv. Corect? Și acum o să vorbească franceza în loc să se vorbească engleză ca limbă oficială în Parlamentul European, cel puțin, că la noi în România o să vorbească în continuare română. Mai puțin la teleportare, unde o să se folosească rusa. E, acum să ridice două degete și să-mi scrie pe chat, aici, pe Facebook, persoana care știe cum să spune teleportează-mă în Jamaica în rusă. Și nu căutați pe Google, că căutați degeaba. Cum mă transport în Jamaica în rusă? Teleportarea este teoretic posibilă. În 2014, cercetători de la Universitatea de Tehnologie din Olanda au arătat că, pentru prima dată, informația codificată în particule subatomice poate fi teleportată pe distanțe scurte de 3 metri. Dar de ce m-aș teleporta 3 metri? Păi pot să mă mișc 3 metri în limba română. Păi mă teleportez 3 metri de aici până acolo, dar vai, n-at turbin ca Viedma. Hap! 3 metri. Și toate astea până în 2035, vă dați seama câtă realizarea. Of, doamne, doamne, doamne. De ce sunt atât de multe femei singure? Spun cei de la gândul. Fără semnul întrebării, ceea ce mă face să cred că nici ei n-au descoperit. Singurătatea reprezintă... Unde sunt, mă, multe femei singure? Că spuneam ieri pe Facebook că toate tipele din lista mea de prieteni care au vârstă apropiată de a mea, sunt măritate și au copii care au terminat facultatea și la rândul lor au copii. Adică, practic, la vârsta mea ar trebui să fiu bunic. Serios? Dacă făceam un copil la 19 ani, zic copil, da? Dacă făceam un băiat la 19 ani, acum aș fi fost bunic, dacă el ar fi semănat cât de cât cu mine. La 40 de ani. Și că sunt o grămadă de femei singure. Unde? Mai există amazoane? Pe insula șerpilor au descoperit ăștia că nu e nici dracu. Că-s câțiva oameni. Acolo se presupune în mitologia greacă că ar fi fost alungate amazoanele după războiul troian. Da? Pe insula șerpilor. Nu-s acolo. Și alea din ce știu eu, singurele femei, singure de adevărat alea. De ce? Pentru că nu suportă bărbații. Sau pe insula Lesbos. Singurătatea reprezintă pentru mulți dintre noi un mod de viață, dar nu unul benefic. Ia auzi la ei. După cum spun specialiștii. Psihoterapeutul Constantin Cornea explică pentru gândul motivele pentru care tot mai multe femei nu reușesc să găsească un partener potrivit. Dar n-am nevoie de un psihopanalist, psihoterapeut. E ușor. Ăsta e prea bătrân, ăsta e prea gras, ăsta e prea slab, ăsta are ochii prea spălăciți, ăștia nu știe să vorbească, ăsta îi miroase nasul, ăsta la altare păr pe piept, ăsta îi atârnă fundul. Pentru că nu e așa, femeile sunt pretențioase, nu e o noutate. Sunt mai pretențioase decât bărbații, care bărbații de cele mai multe ori mulțumiți dacă găsesc pe cineva. Dar aminte să mai facă și pretenții. Singurătatea poate duce, din păcate, la o seamă întreagă de afecțiuni, anxietate, depresie, tulburări de comportament, tulburări de personalitate, tulburări sexuale, tulburări ale somnului, adicții, somatizări, limbaj vulgar, tratamente sau îmbunătățire la imagine dincolo de orice normă estetică. Bă, și eu sunt singur. De-aia sunt vesel. Mai mereu. Cauze interne ale singurătății. Vă mai spun? O agresivitatea, traume, prieteni toxici, carieră, motive sociale, social-relaționale, sexul. Sexul te poate face să fii o persoană singuratică? Da, dacă îl faci de unul singur. Tam, tam! Tam, tam! Da, dacă faci sex de unul singur, nu mai ai nevoie de a doua persoană. BNR s-a dat de gol, aurul României se află la Londra. Nu e așa? În singura țară care a decis separarea de Uniunea Europeană, care în 2 ani maxim, mi se pare, trebuie să facă clară povestea cu intrarea, ieșirea, granițe și așa mai departe, acolo avem noi aurul. Ce ne mai trebuie? Acum
culo avem noi aur. Mai mult de jumătate din rezerva de aur a BNR, respectiv 60%, a rămas depozitată în afara granițelor țării, în principal la Londra, în fiecare an din perioada 2010-2016. La sfârșitul lunii mai 2016, rezerva de aur era de 103,7 tone. Bă, numai mie mi se pare că e foarte puțin. În condiții, păi, da, că, na, au mai venit canadieni, am mai trimis noi la ruși și a rămas acolo, am mai făcut noi cadouri, că ne place. Rezerva de aur a României era de 103,7 tone. Știu romi care au mai mult de atât. Și îl poartă chiar pe ei. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat în jur la 16 miliarde de lei, mai exact 3,62 miliarde de euro. Rezervele internaționale ale României, valute plus aur, erau la 31 mai 2016, 36,3 miliarde de euro. Și cum, n-au sărit politicienii pe ele? Să le ia? Nu, că-s rezerve. A, mă, lasă-mă, rezerve. Dar cine să uită în rezerve? Iei din rezervă cât se poate și pe urmă vedem noi cum ne scoatem. Facem vreo 3 ani de închisoare cu suspendare, după aia ne trec ăștia la arest la domiciliu și cheltuim jumătate din ei și ne-am scos. Cam asta e. Nu știu dacă mai scrieți ceva pe Facebook, pentru că eu nu văd chat-ul ăsta deloc. Dar dacă sunteți acolo, la mulți ani, bună dimineața, tot ce e bune. Așa... Și totuși, BNR are cele mai mari rezerve de aur din Europa Centrală și de Est, de 104 tone, deși nu a mai cumpărat aur încă din anul 2000. Știți cum are baftă România? Vă spuneam că România are aurul, jumătate din rezerva de aur, în singura țară din Europa care a ieșit din Uniunea Europeană? Are bafta mea. Eu am de plătit o rată. Una singură. Nu e o rată. E un abonament. Da? Nici măcar rată nu. E un abonament. Partea proastă este că îl plătesc în valoarea euro. Nu înțeleg exact de ce, pentru că moneda națională a României pe moment e în continuare leul. Da, eu îl plătesc în euro. N-am înțeles exact de ce anume. Și am de plătit și eu niște bani lunari sub formă de abonament. Bă, acum i-am mâncat pe ăștia în fund să iasă din Uniunea Europeană, pe britanici. Ca urmare, ce s-a întâmplat? A crescut valoarea euro. Nu, a crescut valoarea? Nu, prețul. În lei, un euro costă mai mult. Bafta mea. Eu de plătit plătesc în lei, dar valoarea euro. N-am înțeles în continuare, vă repet, de ce anume. Că, da, e, acum a crescut, frate. Exact când am și eu de plătit. Da, bag seama că am ajuns la final. Dragilor și dragilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Nu uitați să ne verificați mai pe larg pe Facebook, pe pagina Roman24 online. Nu uitați să ne dați like, să dați share la ce dăm noi acolo. Poate facem și noi 5.000 de oameni undeva vreodată în secolul ăsta. Nu uitați să ne urmăriți pe YouTube la Roman24 online, nu uitați să ne urmăriți pe Twitter la Roman24 online, unde de vreme nu mai pun mai nimic pentru că sunt leneș. În principiu căutați peste tot logo-ul galben, e un pătrățelet așa galben pe care scrie Roman24 cu două săgetuțe. Căutați-l pe ăla, abonați-vă ca să știți ce mai facem, ce mai zicem și când mai ieșim la plimbare cu mașina, că știu că de fapt asta așteptați cu toții. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, rămâne să ne vedem data viitoare la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!